Salutare, prieteni! Vin cu o surpriză plăcută, zic eu, pentru mine. Știți că vă tot spuneam eu de femeluța asta că e genetic 100% tomiță. Chiar am făcut un clip recent despre ea. Nu știu. Vedeți ce înseamnă faptul să îi controlez mai de timp, când sunt mai mici, să deosebești sexele la ei în ceea ce privește femeluțele și masculii. Eu la asta m-am uitat undeva la 2 luni. La 2 luni s-a văzut că e femelă și iată că acum la 5 luni jumate e diti mai mascul. Așadar, avem urmași pur tomiți. Aici e linia lui clar, pentru că e scos dintr-o consanguinizare, ambii părinți având același tată, iar pe mamă nici mai mi-au aminte exact, dar tot ceva de genul. Sincer vă spun că mă bucur foarte, foarte mult, pentru că avem în continuare genetica unui campion în boxe, ceea ce m-a făcut să-l controlez capul. La o femelă să o vezi atât de dezvoltată pentru vârsta ei, un cap atât de mare, e mai rar, mai ales la rasa fluture. Și asta m-a făcut ca să îl controlez și, bineînțeles, am văzut că e mascul. Eu nu mă bucur, scuzele sunt adresate vouă, asta e, îmi pare rău, s-a mai întâmplat și între cu noi problemă. Asta e că nu controlezi mai de mai multe ori, așa să zic. Eu l-am văzut atunci la 2 luni, l-am tatuat fără probleme și nu... După aia nu mai m-am uitat. Ceea ce m-a făcut, v-am zis, evoluția lui în bine, capul acesta frumos pe care îl are, rotund, așadar, eu nu mă bucur. Încă o dată îmi cer scuze față de voi, dar tot rău spre bine, știți cum e, mă bucur că avem băiat care să ne ducă gena mai departe. Nu că nu avem, dar aici e altă treabă și o să montăm cu el. Într-adevăr, blană mare pe el, dar nu a năpârlit. Aici are o pată de mai murdar, dar se va curăța. Este un mascul foarte bun, eu tocmai de aceea l-am oprit. Mă bucur mult că e ce trebuie, mă bucur mult că are în spate o genă puternică și o să-l băgăm și pe la munte în seria a doua, după ce vom scoate cu femelele, cu cei doi masculi. Eu zic că e un mascul care va fi ceva bun. S-auzindu-ne bine. Și încă o dată, scuzele mele.